Frați și surori, vă binecuvântăm în numele scump și drag al Domnului nostru Iisus Hristos și suntem deosebit de bucuroși, onorați în același timp să știm că sunteți din nou împreună cu noi în cadrul unei noi ediții a emisiunii Unde ești, omule? Emisiune realizată de Biserica Creștină Pentecostală Philadelphia Melbourne, Australia. Așa cum ați văzut sau veți vedea, suntem la episodul 193. De ce repet cifra aceasta sau numărul? Dacă Domnul ne ajută, vom avea episodul 194 și vom merge încet, încet spre episodul 200, care va fi pentru noi un jubilău, o cifră frumoasă, care scoate în evidență devotamentul și faptul că Domnul până aici ne-a ajutat și am putut să mergem înainte. Mi-aduc aminte că am făcut emisiuni speciale și la cifra 50, la 100, la 150 și vrem cu ajutorul Domnului și pentru cifra 200, emisiunea 200, să avem ceva special pentru a da slavă Domnului prin această lucrare. În seara aceasta suntem în studioul Philadelphia, sunt împreună cu fratele pastor Ghiță Cornel, pastorul Bisericii Baptiste Maranata din Melbourne, coleg cu noi la Seminarul Teologic Philadelphia, atât la programul de diplomă, cât și la programul de licență și în numele Domnului și al dumneavoastră celor ce ne urmăriți vreau să-l salut cu drag și să-i mulțumesc că a acceptat să fie din nou la o discuție în cadrul emisiunii noastre. Frate Cornel, te binecuvântez și mulțumesc foarte mult că ai acceptat să înregistrăm această emisiune. Mulțumesc foarte mult de invitație și vreau să salut și eu ascultătorii noștri. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să binecuvinteze și emisiunea aceasta. Amin. Da, un subiect deosebit de actual, provocator, dar înainte să intrăm în subiect, cei care ne urmăresc au și văzut faptul că vom discuta în această seară despre îngrijorare. N-ai mai fost de ceva vreme împreună cu noi și poate că cei care ne urmăresc și membrii din biserica pe care tu o păstorești, dar membri din Australia și așa mai departe, mai spune-ne câte ceva despre Maranata. Ce mai este nou la Maranata? Cum se bucură Biserica Baptistă Maranata? Câteva cuvinte despre biserica pe care o slujești. Și noi, ca și cred că fiecare biserică din comunitatea noastră, ne străduim să facem tot ceea ce atârnă de noi, ca într-adevăr Dumnezeu să fie lăudat și glorificat în mijlocul nostru. Mulțumim Domnului pentru evenimentele din timp în timp care le avem deosebite. De exemplu, sunt convins că știi și tu, în urmă cu vreo 2-3 săptămâni am avut întâlnirea tinerilor din comunitatea noastră la noi la biserică. A fost deosebit. Yeah. A fost ceva cu totul special să vezi așa de mulți tineri. Doar la deschidere, o trebuie să deschidem peretele la mobil pe care l-ai tot. Mobil. Da, da. A fost ceva deosebit. Ne rugăm și continuăm să ne rugăm ca cuvântul care a fost vestit să continue să aducă rod. Și mulțumim Domnului pentru tot ceea ce El face în mijlocul nostru și în mijlocul bisericilor noastre. Slăvit să fie Domnul. Da, m-am bucurat, am văzut. Când la voi a fost biserica plină, noi am suferit pentru că a fost mai puțin la biserica, așa este. Dar este, iartă-mă că nu vreau să ne întreb, ăsta este și un aspect bun, care arată legătura bună dintre bisericile din comunitatea noastră română, bisericile evanghelice din comunitatea noastră. Da, lucru pe care chiar l-am menționat chiar duminica aceasta, în fața bisericii noastre, am menționat faptul că fratele Doru, păstorul asistent și colegul meu pentru realizarea emisiunilor Unde ești, omule, a slujit dimineață în biserica Maranata, apoi un frate păstor invitat din România a vizitat atât bisericile pentecostale cât și bisericile baptiste și de fapt cam fiecare păstor care ne vizitează, fie că vine din comunitatea baptistă sau din comunitatea pentecostală, vizitează și celelalte biserici și asta arată că există o legătură deosebită. Mai avem încă un numitor comun aici în Australia, special este în Melbourne, revista Speranța. Este revista editată de către bisericile baptiste cu o puternică colaborare a bisericilor pentecostale. În luna mai, la finalul lunii mai, am avut și acea expoziție de prăjituri prin care am dorit să venim în ajutorul, deci prăjituri în ce sens?
producere și apoi vânzare, iar toate sumele care s-au adunat au fost donate către fundații din România, fundații care ajută efectiv săracii, copiii orfani, au cantine sociale și a fost un lucru extraordinar. Ei, tot proiectul acesta s-a desfășurat la noi, dar a fost inițiativa revistei Speranța. De ce spun aceasta? Pentru că în revista Speranța am văzut un articol pe care l-ai scris pentru luna aceasta, luna iulie, și anume ai vorbit acolo despre îngrijorare. Am citit articolul și așa mi s-a prins și becul și am zis vreau să fac o emisiune neapărat cu fratele Cornel legat de subiectul acesta. Frate Cornel, de ce, nu de ce ai ales revista Speranța, că asta e clar, că e a noastră și normal că contribuim din toată inima la lucrarea Domnului și prin revistă. De ce subiectul acesta? De ce îngrijorarea? Cred că subiectul îngrijorare este foarte, cum să spun, actual. Practic e actual în tot. Dacă ne uităm în istorie, totdeauna a fost mai mult sau mai puțin actual. Marea majoritate, chiar și pentru noi care suntem credincioși, mulți dintre credincioși sunt mai mult sau mai puțin confruntați cu situația și starea aceasta sufletească de îngrijorare și cred că sunt, numai Dumnezeu știe procentul, dar cred că este un procent mare care nu realizează gravitatea acestui păcat. Pentru că este un păcat, spre deosebire de... dar aici este o diferență între credincioși și cei care nu sunt credincioși. Da. Dacă întreb pe cineva care nu e credincios, eu spun, doamne, îngrijorarea este o stare sufletească normală. Atunci când ai motive reale de îngrijorare, nu? Ai venit de la doctor și ai primit un diagnostic teribil, e normal că te îngrijorezi cu privire la viitor. Sau s-a întâmplat iarăși ceva absolut... neașteptat și dureros, ți-ai pierdut serviciul, te îngrijorezi cu privire la ce se va întâmpla. Sau... Și mulți spun, este o stare normală dacă se preconizează anumite circumstanțe care îți afectează profund viața sau modul de viață. Da. Ei, cu toate acestea, noi ca și creștini, din cuvânt, cred că puțin mai încolo o să vedem, nu doar că ni se poruncește să nu ne îngrijorăm, dar vedem din cuvânt gravitatea acestui păcat și aici și cred consecințele că, care rezultă. Și aici, aici consider că este o problemă și trebuie să vorbim mereu în bisericile noastre despre subiectul acesta, pentru că în general cred că dacă întreb pe orice creștin cu privire la îngrijorare, spune da, este un păcat, dar dacă am stat să discutăm mai mult cât de grav este păcatul acesta, atunci cred că probabil am vedea că... Cum am putea defini îngrijorarea? Să există o definiție, găsim o definiție biblică sau ca să înțelegem poate mai bine. Eu când vorbesc sau când mă gândesc la îngrijorare, mi-am adus aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos din Evanghelia după Luca, în capitolul 12, tot legat de îngrijorare, zice în felul următor. Luca 12 este ca o replică, să zic așa, la predica la Matei. Și spune în felul următor, zice, versetul 29, Luca 12:29, să nu căutați ce veți mânca sau ce veți îmbrăca. Și aici, în câteva cuvinte, parcă văd definiția îngrijorării. Și nu vă frământați mintea. Este îngrijorare o formă de frământare a minții? Sau asta e o definiție biblică? Sau hai să vedem o definiție îngrijorării. Dacă ne uităm într-un dicționar, îngrijorare este o frământare, o teamă, este un amestec teamă, acolo, o teamă de viitor. Practic, îngrijorarea mai mult este cu privire la ceva ce s-ar putea să fie în viitor. Da. Prea puțin este o îngrijorare cu situația prezentă. Poate fi, da, este situația aceasta prezentă, dar are repercursiuni în viitor. Da. Este greu acum, dar mă îngrijoresc pentru că în viitor va fi ceva mult mai greu. Nu văd nicio soluție,
Eu nu am nicio posibilitate de a schimba și nu am niciun control și atunci apar tot felul de îngrijorări. Este o statistică, sunt convins și tu și mulți din ascultătorii noștri au auzit-o, chiar dacă nu știu exact. Acum, nu cred că poate cineva să o facă foarte exact, dar cel puțin așa am citit-o. Din motivele pentru care, în general, ne îngrijorăm, doar 8% din lucrurile pentru care ne îngrijorăm se întâmplă. Ah. Și, interesant. A rămas așa tare surprins. Sunt vreo 30% de lucruri care sunt trecut, dar nu le mai pot schimba. Dacă stăm sincer și ne analizăm și ne uităm fiecare dintre noi în urmă, în ani, și încercăm să le scriem pe hârtie lucruri, situații pentru care ne-am îngrijorat, mai mult sau mai puțin, și după aceea să vedem câte dintre ele într-adevăr au fost reale, îngrijorarea reală, se justifică. Chiar așa, da. Interesant lucru. Apropo, spuneai de faptul că îngrijorarea este o... Adică să nu te îngrijorezi, o poruncă. Mă gândesc că aluzia la care ai făcut afirmația aceasta e legată de Matei capitolul 6, unde Mântuitorul spune nu vă îngrijorați. Asta nu este o sugestie. Eu când m-am uitat la Matei capitolul 6, întotdeauna predica de pe Muntele Fericirilor, un cuvânt cu totul și cu totul deosebit, eu am văzut acolo în toate poruncile acelea, că sunt foarte multe porunci. Da. Nu am văzut interdicții, ci am văzut garduri protectoare. Domnul a vrut să protejeze pe cei care sunt ai lui de orice pericol ar putea, inclusiv de îngrijorarea care este un pericol. Și făcea afirmația că îngrijorarea este păcat. De ce îngrijorarea este păcat? Orice tip de îngrijorare, putem vorbi de anumite nivele, eu știu, mă îngrijorez foarte tare, sau eu știu, da, mă îngrijorez, dar nu am, eu știu, o stare din aceasta care să pună amprenta pe mine. Putem vorbi și de felul acesta? Și de ce îngrijorarea este păcat? Da. Odată, haideți să încercăm să doar atingem în emisiunea aceasta câteva aspecte. Odată pornim de la faptul când Domnul spune nu vă îngrijorați, este o interdicție, este o poruncă, mă îngrijorez, înseamnă că este păcat. Este tare interesant, fac numai o paranteză foarte scurtă, vezi, Dumnezeu dă și Mântuitorul nostru niște porunci care par așa greu de înțeles. Ni se poruncește să iubim. Cum poți să iubești? E un sentiment, nu? Definiția dragostei este un sentiment incontrolabil, involuntar. Tot așa, poruncă, nu te îngrijora. Cum să nu mă îngrijorez? Dacă, uite în ce situație disperată sunt. Odată, ceea ce este important, cred că de aici trebuie să pornim, trebuie să avem clar, este păcat, dar când ne uităm mai atent, înțelegem de ce este păcat și cred că asta este întrebarea mai mult. Păi, uite, ne uităm, de ce ne îngrijorăm în esență? Dacă ne uităm și pornim de la Matei capitolul 6, de la versetul 25, în continuare, până la versetul 34, în esență, Domnul Iisus spune, uite, El vorbește aici despre îngrijorări, am spune noi, legitime. Da. Și, în esență, îngrijorările acestea sunt cu privire la sănătatea noastră sau lucruri materiale care sunt necesare. Vieții de zi cu zi. Deci, legitime. Nu mă îngrijoresc că nu te vin cel mai bogat om din Melbourne. Aspecte din acestea nici nu le punem în discuție în contextul nostru ca și credincioși. Domnule, ne referim la motive care, din punct de vedere omenesc, într-adevăr, sunt reale. Mi-am pierdut sănătatea, îmi pierd soția, îmi pierd soțul, o situație grea pentru copilul meu, nu? Aspecte din acestea. Ei, orice astfel de situație, când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, vedem că Dumnezeu ne promite, ne dă niște promisiuni. Și El spune, domnule, chiar dacă eu sunt cu tine în orice situație, în fiecare zi, eu sunt cu tine. Dumnezeu nu ne-a promis că aici, pe pământul acesta,
Noi vom avea doar o viață senină, fără greutăți. Ne uităm de-a lungul istoriei creștine. Vedem credincioși care au suferit, martirași sau din pricina credinței, dar în același timp, oameni mari ai credinței, care s-au confruntat cu probleme de sănătate. Au pierdut pe cineva drag, destul de la o vârstă tânără. Nu suntem scutiți de greutăți, de probleme. Dar Domnul promite că este cu noi, că El se îngrijește de toate nevoile noastre, că El cunoaște de ceea ce avem nevoie. Amin. Chiar și lucrurile grele care ne produc durere, care El le îngăduie în viața noastră, El le folosește pentru a forma caracterul nostru mai mult în asemănare cu Hristos. Și atunci, când eu mă îngrijorez, de exemplu, măi, ce mă voi face dacă, îmi pierd serviciul sau dacă, orice altă situație, fiecare. Și mă uit la o promisiune în care Domnul spune, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Da. Chiar dacă treci prin Valea Umbrei Morții, eu sunt acolo cu tine. Amin, amin. Și atunci, dintr-o dată, ca și credincios, eu sunt pus în situația aceasta. Mă încred în ceea ce Dumnezeu mi-a spus. Amin. Domnul promite că, indiferent circumstanțele care sunt sau prin care voi trece în viitor, dacă eu sunt cu toată inima pentru El, El este cu mine. Și dacă Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt este în mine, dacă Duhul lui Dumnezeu mă umple și splinde El și părtășia cu El nu poate nici boala, nici moartea celui drag de lângă mine, nici, situații... O schimbare de circumstanțe, Nu poate să le derupă. Dacă Domnul îmi promite că chiar și atunci când sunt în Valea Umbrei Morții și mă apropii de plecare din lumea aceasta, El va fi acolo lângă mine și mă va ajuta, chiar dacă în durere, chiar dacă îmi vor curge lacrimi. Ei bine, sigur că este acolo o apăsare, o durere, dar aceasta nu se duce în deznădejde. Întotdeauna eu îmi găsesc mângâierea, refugiu în Domnul. Amin. Deci, ceea ce trebuie să nu uităm niciodată, atunci când deja mă îngrijorez, nu doar că mă îmbolnăvesc din punct de vedere fizic, cu tot felul de boli pot să apară. Îngrijorarea poate, efectiv, sigur. Că da. Dar din punct de vedere spiritual, nu mai am bucurie, nu mai am pace, dar practic, chiar dacă poate mi-e frică și în gând să gândesc lucrul acesta, dar în realitate eu spun, Doamne, știi ce, ai spus Tu lucrurile acestea, mi-ai dat promisiunile acestea, dar nu prea cred că o formă de necredință atunci poate să fie. De necredință. Adică eu nu cred cuvântul Tău 100%. Vezi, te întâlnești, noi cunoaștem fiecare mai mulți oameni, da? Da. Și sunt unii oameni, vine cineva și zice, mă, mi-a spus cu tare. Ăla ți-a spus. Fii liniștit că nu fii nimic de acolo, ăla nu prea știe cuvântul. Îl știu ce cuvânt are și... Iar altul, măi, dacă ți-o spus persoana aceea, persoana aia se ține de cuvânt. Mm-hmm. Ei, când ne gândim la Dumnezeu, El tot ce promite, El împlinește. Amin. Vorbesc cu Maria de multe ori, știi, și așa când zic Maria, noi trebuie, că fiecare avem lucruri pentru care... Te uiți așa și te rogi și parcă nu se mișcă lucrurile și spui, Doamne, dar nu, unde ești? Ai uitat de noi. Și spun, Maria, până închidem ochii, noi trebuie să ne încredem, e un lucru după voia lui Dumnezeu. Amin. Eu nu cred că vom ajunge în cer, că voi ajunge în cer și când voi ajunge și îl voi vedea pe Domnul și mă voi bucura împreună cu el și zic, Doamne, dar totuși, spune-mi, uite, când am fost pe pământ și am cerut un lucru care a fost după voia Ta și tu ai promis lucrul acela, nu lucruri, de exemplu, spirituale pentru noi, să fim mai buni, să iubim pe Domnul mai mult sau să fim mai sfinți. Nu cred că Domnul va zice, ei, uite,
Cornel, îmi pare rău, uite, mi-o scăpat din vedere. Deci asta aproape că e blasfemie. Da, da, înțelegi există, ideea da. Care vreau să spun. Da, sigur. Dar când ne gândim în felul acesta, că Dumnezeu în fiecare, nu în fiecare zi, în fiecare moment, amin, are privirea ațintită înspre mine. Și El nu doar mă vede unde sunt și ce fac. El gândește, vede ceea ce gândesc, cunoaște starea inimii, ne cunoaște, amin, mai bine și El este preocupat în fiecare moment de noi. Ei, când înțeleg aspectul acesta, atunci tot ceea ce ar trebui să fac este, Doamne, cum să mă apropie mai mult de Tine? Fie că-i soare, fie că-i nor, yeah, fie că îs copleșit cu binecuvântările Tale, fie că îs rănit și lovit într-un fel sau altul, ajută-mă ca din mine să emane totdeauna dragoste și încredere în Tine. Amin. La ce mă gândeam și în timpul în care vorbeai, frate Cornel? E aici versetul 32 din Matei, din capitolul 6. Și aici cred că e unul din pericole, este acela de a-L coborâ pe Dumnezeu la nivelul de sub Dumnezeu. Pentru că zice în felul următor, fiindcă, deci nu vă îngrijorați, ce vom mânca, ce veți bea, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Mm-hmm. Adică cei care nu-L au pe Dumnezeu. Deci îngrijorarea de regulă ar trebui să fie o stare specifică oamenilor care nu-L cunosc. Neamurile sunt un termen general pentru oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care nu fac parte din poporul Israel, care nu au experiențe cu Dumnezeu. Deci nici ar fi permis, am putea spune, unuia care, eu știu, care are experiențe cu Dumnezeu, a unui copil, da? Imediat după aceea spune Tatăl vostru, nu spune că Dumnezeul vostru. Dacă mă uit aici cu atenție în tot textul acesta din Matei capitolul 6, pericopa aceasta care vorbește despre îngrijorare, da? Niciunde nu vorbește despre Dumnezeu la termenul Dumnezeu. Absolut. Totdeauna Tatăl. Da. Pentru că sugerează ideea îngrijirii. Cum are grijă un tată de copil, așa se îndură Domnul și așa mai departe. Este forma aceasta de adresare a Scripturii în brațe. Deci, cred că, apropo de ceea ce spunea, îngrijorarea este un păcat, este și păcatul acesta al desconsiderărilor. Adică absolut, Dumnezeu parcă n-ar fi capabil să-mi poarte cu adevărat de grijă. Ai atins un aspect care nu l-am spus aici și cred că nu trebuie, numai e important să-l amintim. Da. Ca și credincioși, nici n-ar trebui trebuie să fim foarte, foarte atenți. Ar fi și o problemă chiar gravă să am îngrijorări care nici nu știu cum să le spun, legitime din punct de vedere creștin. Amin. Adică mă îngrijorez așa de tare și am așa o frământare că, Doamne, n-ajung să am eu nu știu ce casă cât de mare sau nu ajung să fiu cel mai sus la locul meu de muncă. Sigur că noi trebuie să lucrăm ca pentru Domnul și să facem tot ceea ce trebuie, dar înțelegi ce vreau să spun? Adică da, îngrijorări care sunt mai mult firești. Sau să mă îngrijorez așa de mult de imaginea care o am ca păstor, Domnule, vai de mine, și atunci recurg la orice lucru, numai oamenii să mă vadă mai mare. Dar asta poate fi valabil și ca credincioși de rând în biserică, nu? Să ne îngrijorăm așa de tare de, eu știu, ce poziție o să iau sau ce imagine am înaintea unuia sau altuia. Noi am vorbit aici și Domnul Iisus în mod special în Matei capitolul 6 și în Evanghelia după Luca, pasaj care l-ai citit și care e paralel cu acesta, vorbește de îngrijorări legitime, care mâncare, băutură, viața de zi cu zi, acestea, cotidiană. Da. Și am văzut că este păcat, dar acum mai este un aspect. Și m-am gândit în urmă cu ceva timp la lucrul acesta. Atunci când noi ne îngrijorăm pentru lucrurile acestea, mai diavolul are mult de câștigat. În ce sens? Noi nu mai avem timp să ne preocupăm, sau hai să pun în ghilimele, să ne îngrijorăm de lucrurile pe care Domnul ne spune să ne îngrijorăm, să ne preocupăm. Da. Care ar trebui să fie preocuparea sau
să folosesc acum oarecum așa cuvântul ăsta. Un joc de cuvinte. Care ar trebui să fie îngrijorarea continuă a celui credincios? Îngrijorarea noastră ar trebui să fie, mai cum să caut în fiecare zi să fiu în voia Domnului? Cum să caut, dacă îs la o lucrare, cum să caut să fiu în așa fel încât Dumnezeu să-și găsească plăcerea în mine? Amin, amin. Dumnezeu are o lucrare pentru fiecare copil al Lui. Preocuparea noastră trebuie să fie de a face lucrare. Acesta e scopul pe care Dumnezeu îl are cu noi, frate Gabi. Da. Și știm lucrul acesta. Da, da, da. Dumnezeu are un scop cu fiecare copil al Lui, indiferent ce vârstă are, indiferent, eu știu, ce poziție are în societate sau în biserică. Dumnezeu are un scop unic și special cu noi. Și noi nu putem să facem lucrarea aceasta 100% dacă nu suntem preocupați. Și este o promisiune extraordinar în Matei 6:33 și cred că aceasta ne ajută cum să spun și să biruim păcatul îngrijorării. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și mi-a după aceea e o promisiune extraordinară. Da. Și eu toate lucrurile acestea eu mă angajez să vi le Dumnezeu să vi le dau. Vine și promite în mod solemn. E Tatăl nostru, spuneai, care ne iubește așa de mult. Dar El este și Dumnezeu atotputernic. Și El vine și îmi spune, Doamne, nu te uita așa tare la problema asta care e ca un bolovan mare și greu care te zdrobește acolo și nu ai nicio putere asupra Lui. Sau la uriașul acesta care îi învale acolo. Preocuparea ta să fie, caută împărăția, caută neprihănirea, caută să fii ca mine, spune Domnul Iisus. Asta să fie preocupă. Caută să te focalizezi. Amin, să rămâi în prioritățile acesta. Mai întâi. Și după aceea, Domnul vine și îmi spune în mod solemn, și eu pot să scriu lucrul acesta. După aceea, eu îmi iau angajamentul, parcă sună pe fiori, că eu mă voi îngriji de tine. Amin. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci eu... Că El însuși îngrijește. Îngrijește de voi, spune Apostolul Petru. Asta este o promisiune extraordinară. Așa este. Și eu nu cred, și sunt convins că fiecare dintre ascultătorii noștri spun, parcă aproape că e blasfemie și să spun lucrul ăsta, dar nu cred, dacă noi, în viața de zi cu zi, cât Domnul ne dă har și putere și noi ne dăm toate silințele să trăim în ascultare de Domnul, să căutăm împărăția, neprihănirea. Nu cred că vom ajunge în cer și Domnul va spune, vai, și uite, eu am uitat să îngrijesc de voi și uite acum ce... Deci, aspectul acesta. Apropo de toate îngrijorările acestea și mai ales de faptul că parcă uneori ne socotim cuvintele Domnului. Vreau să le aduc aminte și celor ce ne urmăresc de un pasaj descris de evanghelistul Luca, de fapt poate de două pasaje, așa pe scurt. În Luca la capitolul 10 este textul cu Marta și Maria. 13 musafiri intră în casa din Betania, Marta și Maria. Maria se pune la picioarele Domnului, sorbe cuvintele Domnului, ascultă Marta îngrijorată, frământată, da? Și vine Domnul și spune, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi tu. Maria și-a ales partea cea bună, care nu îi se va lua. Maria a ales să stea la picioarele Domnului. Și cred că uneori îngrijorarea, și aici văd un pericol, frate Cornel, îngrijorarea, vezi, vorbeai de priorități, Matei 6:33, îngrijorarea, efectiv, te scoate din prioritățile vieții. Prioritățile nu este, eu știu, ce voi mânca, ce voi bea și așa mai departe, ci prioritățile este să fiu, cum spuneai tu foarte bine, plăcut Domnului. Și încă un text la care mă gândesc. Prima pildă pe care Domnul rostește este pilda samariteanului. Patru atitudini față de cuvântul lui Dumnezeu. Și a treia atitudine, spune acolo la mine, zice, sămânța căzută între spini. Da. Nu ajunge să atingă scopul acela pe care îl are final, produsul, rodul,
Pentru că, zice spinii, adică îngrijorările viacului acestuia, îngrijorările în lume, înăbușe sămânța. Mm. Și atunci un om îngrijorat vine la biserică, l-ascultă pe pastorul Ghiță Cornel, l-ascultă pe pastorul Gabi Ijac, dar el îi plin de îngrijorare. Mm. Cuvântul se predică. Noi, colegii noștri, da? În bisericile noastre se pune accentul mult pe cuvântul lui Dumnezeu. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu e eficient în viața unui astfel de om. Și aici am văzut iarăși un pericol mare. Pentru că îngrijorarea înnăbușe cuvântul, oricât de puternic ar fi cuvântul lui Dumnezeu. Iată de ce e atât de important să ținem cont de ceea ce spune Scriptura. Când, și probabil că mulți dintre cei care ne ascultă, și noi, de ce nu trebuie să recunoaștem, te-ai dus apăsat, necăjit, supărat, poate îngrijorat într-un anumit moment. Și a fost în biserică, nu știi nimic din ceea ce s-a făcut acolo, din ceea ce s-a spus Ești acolo. Ești absent. Fizic, da. Exact. Prezent, dar absent. Este un aspect care cred că trebuie să-l subliniem. Am spus aici, asta este o mare diferență între credincios și necredincios. Credinciosul, într-adevăr, are toate promisiunile lui Dumnezeu și Dumnezeu e cu noi, nu trebuie să ne îngrijorăm. Amin. Dar trebuie să fac sublinierea aceasta și trebuie să facem sublinierea aceasta. Aceasta este o promisiune pentru cel credincios. Cei care nu sunt născuți din Dumnezeu, și aici fiecare din ascultătorii noștri trebuie să ne analizăm și să se analizeze foarte atent. Sunt eu născut din Dumnezeu cu adevărat? Nu dacă sunt membru într-o biserică, nu dacă sunt activ într-o biserică sau alta. Sunt născut din Dumnezeu, adică m-am întors eu într-adevăr cu pocăință și credință reală. Trăiesc și mă străduiesc să trăiesc o viață de ascultare de Domnul? De ce spun lucrul acesta? Pentru cineva care nu este născut din Dumnezeu, care nu este credincios. Știi care e problema care cred că, din punctul meu de vedere, au? Ei nu se îngrijorează suficient. Ei au toate motivele să se îngrijoreze, frate Gabi. Deci, dacă ne uităm din punct de vedere spiritual, în lumina Scripturii, pentru cineva care nu l-a primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, el nici măcar un ceas în zi n-ar trebui să fie liniștit. Pentru că Biblia spune, viața nu se termină la mormânt. La mormânt, așa este. Și după aceea este pierzarea veșnică. Ce folos să câștigi toată lumea dacă îți pierzi sufletul? Da. Cum să mai fii liniștit? De ce te-ai putea bucura în lumea aceasta? Dacă știi că dincolo de lumea aceasta, o eternitate, vei fi în chinuri teribile. Da. Un om fără Dumnezeu, din punct de vedere al Scripturii și al lui Dumnezeu, nu se îngrijorează, ar trebui să se îngrijoreze foarte mult de sufletul lui. Ca să nu mai spunem orice probleme cu care se confruntă aici. Păi normal să se îngrijoreze. Ce să mai facă? Că el n-are nicio nădejde. Ajutorul nostru este real, de la Domnul, pe care ni-l dă prin promisiunile lui. Și noi ne însușim promisiunile prin credință. Amin. Asta este singura modalitate prin care ne însușim promisiunile lui. Ele sunt pentru noi, dar nu acționează asupra noastră în mod automat. Este ca un cec alb, cum am spune noi, sau un depozit unde pot să iau tot ceea ce am nevoie, dar eu trebuie să mă duc prin credință. Amin. Sigur, mă curățesc de tot ceea ce este rău, caut să mă supun Domniei lui Hristos, să mă las călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, dar îmi însușesc prin credință promisiunile Lui. Și chiar dacă trec, și asta aș vrea să accentuez de asemenea, când vorbim de o viață de ascultare de Domnul, nu vreau să spun că asta înseamnă automat, în mod sigur, nu mai avem probleme, nu mai avem necazuri, nu mai avem boală, Domnul ne vindecă întotdeauna, 100%, numai reușite. Asta e Evanghelia prosperității, noi care nu e reală, nu e Evanghelia lui Hristos. Noi suntem chemați să trăim în ascultare de Domnul în orice situație, în fiecare zi, ceea ce Domnul ne promite este că va fi cu noi. Amin. Că noi vom simți părtășia cu El. Că El ne va da putere dacă îngăduie chiar să trecem prin tragedii.
El va fi acolo cu noi. Deci aspectul acesta este important. Este încrederea opusul îngrijorării. Putem să privim așa, îngrijorarea este starea care Biblia o condamnă, dar întotdeauna în locul îngrijorării ar trebui să punem încrederea totală în Dumnezeu. Cum ai vedea lucrurile astea? Hai să dăm un exemplu și atunci cred că e foarte, okay, foarte clar. Eu mă îngrijorez, să zicem așa, uite, domnule, am de plătit, nu știu, acum nu m-am gândit la, da, de aia, poate n-aș vrea cineva să lege de exemplu, ci de ideea care e acolo. Domnule, sunt o situație extraordinară și trebuie să plătesc $10,000, altfel, eu știu, pierd tot, casă și nu știu ce. Și mă îngrijorez, măi, că nu am nicio soluție. De unde am bani, da. Și vii tu și spui, fii liniștit, mâine dimineață îți dau banii, nu te mai îngrijora, gata, e rezolvată problema. Ne întâlnim acolo, uite, îți dau toți banii. Și eu toată noaptea mă îngrijorez. Ce o să fac, ce o să fac, ce o să fac? Asta înseamnă că eu nu am încredere în promisiunea meu, ta, da, în cuvântul meu, tău. Da. Exact acesta este lucru, situația cu Dumnezeu, asta am încercat să spun. Da. Deci n-aș vrea cineva să se lege acum. Deci asta este ideea. Când Dumnezeu ne promite ceva prin cuvânt, sigur că noi trebuie să ne preocupăm să cunoaștem cuvântul. Amin. Și să-l aplicăm atent și să ne uităm la promisiuni, pentru că multe din promisiuni sunt promisiuni condiționate. De exemplu, când ne uităm aici în versetul 33 din Matei 6, unde spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihanirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Eu nu pot să mă duc și să spun, Doamne, Tu ai promis că toate mi le dai pe deasupra, dăm, Doamne, că ai... Da, dar condiția da, se caută. Eu trebuie să mă preocup să caut mai întâi împărăția, neprihanirea, da, să caut să trăiesc în fiecare zi, în ascultare de Domnul. Sau când spune Apostolul Petru în capitolul 5... Aruncați asupra Lui. Aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre și El însuși va îngriji de voi. Eu nu pot, Doamne, Tu ai spus că Tu însuți îngrijești. Da, dar aruncă-le. Și acolo este ideea, cuvântul în original e foarte puternic. E ca și când ai un bolovan greu. Și toată puterea ta o pui ca să arunci bolovanul ăla. La o parte. Cum aruncăm noi îngrijorarea? Prin rugăciune. Și atunci vine acest Filipen, la el mă gândeam. Da. Filipen 4:6. Nu vă îngrijorați de nimic, zice aici. Și toate lucrurile aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Cum? Prin rugăciuni și cereri. Și cu mulțumire. Cu mulțumiri. Adică aici are, aia e credința. Aici e încrederea aia. Exact. Deci altfel nu i-aș mulțumi lui absolut, Dumnezeu. Absolut. Foarte interesant felul în care lucrurile se leagă între ele. Ce sfat le-ai da? Acum, eu știu, în lumea în care noi trăim, noi suntem deja aici de câțiva ani de zile, lumea occidentală e diferită, slujirea pentru noi e diferită aici, trecem și Australia trece ca întreaga lume prin fel și fel de frământări, veți auzi vești de războaie și așa mai departe, deocamdată Australia este liniștită și e totul bine. Dar știu că și în biserica pe care tu o slujești, și în biserica Philadelphia, și celelalte biserici în care noi activăm prin colegii pe care îi avem, sunt oameni care se îngrijorează. Apoi, cu siguranță, cei care ne ascultă, mulți dintre cei care ne ascultă, trec prin situația aceasta. Ce sfat le-ai da ca și un păstor cu experiență celor ce poate chiar acum, în momentul în care ascultă emisiunea aceasta, se confruntă cu sentimentul, cu starea aceasta de îngrijorare? În primul rând, sfatul care îl dau și pentru mine, pentru că întotdeauna trebuie să ne aducem aminte de ceea ce ne spune Dumnezeu prin cuvânt. Dar cred că de unde trebuie pornit, și asta trebuie să avem foarte clar întipărinte în mintea noastră, să pornim de aici, îngrijorarea este păcat. Da. Și nu că, sigur că nu, dar să nu-l privim așa ușor, da, sigur că nu, toată lumea se îngrijorează. Adică nu-i păcățel, așa păcătuț, deci, e păcat. Să-l privesc așa cum cuvântul ne-l arată, un păcat grav, pentru că aproape că, practic, nu că aproape, e ca un ateu atunci când nu cred promisiunea pe care Dumnezeu mi-o face. Odată, primul aspect, deci să privesc îngrijorarea
ca un păcat. Dacă stau și constat, măi, eu tot timpul mă îngrijorez, așa de apăsat, deja nu mai pot să fac nimic altceva. Trebuie să vin înaintea lui Dumnezeu, să mă pun pe genunchi și să nu mă ridic de acolo până ce nu mi-am rezolvat problema aceasta, să las bolovanul îngrijorării acolo. După aceea, trebuie să înțeleg lucrurile pentru care eu trebuie să fiu preocupat. Diavolul va încerca să lupte asupra fiecărui credincios în a-l abate. Dacă n-a reușit să-l țină pe un om departe de Evanghelie și să se întoarcă la Dumnezeu, da, după aceea vine și la cei credincioși și încearcă să îi oprească în a străluci pentru Hristos în lumea aceasta, în a ne împiedica să creștem tot mai mult în asemănare cu Domnul, în a ne împiedica să nu fim lumină și sare. Da. Și una din modalitățile prin care el reușește să facă acest lucru este făcându-ne să ne îngrijorăm pentru lucruri reale. Ei, zicem noi, ce trebuie să fac? După ce știu că e păcat îngrijorarea, atunci eu încep să mă refocalizez. Doamne, vreau să caut fața Ta. Vreau să caut să fiu în ascultare de Tine acum, astăzi. Ce vrei astăzi? Un timp de o zi, spune o cântare. Noi să luăm fiecare zi o zi în care să o trăim... O oportunitate. Absolut. Să trăim pentru Domnul. Amin. Aici e tot secretul. Pentru că îngrijorarea, dacă stăm să ne gândim, aproape întotdeauna nu este cu privire la prezent, și nici cu privire la astăzi, și nici chiar cu privire la mâine, de cele mai multe ori. Este cu privire la un viitor. Mai îndepărtat, probabil. Și, cum am spus, lucruri care de cele mai multe ori nu se întâmplă așa. Și de multe ori, iarăși, chiar dacă s-au întâmplat, când se întâmplă, îmi dau seama că nu e chiar așa. Știi cum e, frate Gabi? Când Domnul e cu noi, chiar dacă ne curg lacrimi pe obraji, este pacea aceea care spune Domnul, vă dau pacea, nu cum vă dă lumea, așa ea rămâne acolo. Când El este în mine, când sunt plin de Duhul Lui, El mă va duce în siguranță. Apropo de pacea aceea care întrece veșnică, parcă orice pricepere, da? Interesant că în momentul în care Domnul vorbește de pacea care întrece orice pricepere, urma momentul despărțirii. Le vorbește de faptul că El pleacă, El se duce, ei vor rămâne. Cu siguranță ucenicii, care au fost numai oameni, n-au fost nimic altceva, oamenii special, aleși de Domnul adevărat, apoi mandatat și capacitat, când le-a zis Domnul urmează să mă duc să plec de la voi, zice, da, zice, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu cum vă dă, adică ca și cum nu vă îngrijorați. Chiar dacă eu am fost aici cu voi și plec, fiți liniștiți că în continuare vă voi purta de grijă. Și spuneai de faptul că nu ne îngrijorăm și îmi place ce spune psalmistul în psalmul 46, zice, un ajutor, Dumnezeu este un ajutor care nu lipsește niciodată. Eu le spun de multe ori atunci când repet versetul acesta în fața bisericii, fraților, subliniați. Eu nu subliniez în Biblie, că așa m-am obișnuit, parcă să-mi pun notițe sau ceva, dar nu să subliniez. Dar am zis, dumneavoastră notați dacă vreți, subliniați cuvântul niciodată. Niciodată. Și niciodată e niciodată. Absolut. Indiferent cât am încercat să-l interpretăm, niciodată e niciodată. Frate Cornel, mulțumesc foarte mult. Noi suntem pe final cu timpul pe care îl alocăm emisiunilor Unde ești, omule. Cred și mă rog din toată inima ca tot ce am discutat astăzi să fie de un real folos pentru cei care ne ascultă. Se îngrijorează, cum ai spus foarte bine, și cei din bisericile noastre, și cei care îl cunosc pe Domnul, dar trebuie să o privim ca un afront parcă la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeul care promite că este cu noi, că ne însoțește. Și vreau acum, pe final, înainte de a încheia timpul acesta, să citesc un verset pe care aș vrea să îl și urmărească cei care ne urmăresc. Psalmul 37, versetul 5. Psalmul 37, versetul 5. Încredințează-ți soarta, viața ta, destinul tău, în mâna Domnului. Da? Și apoi spune, încrede-te în El. Adică rează-mă-te pe El, bizu-te pe El și El va lucra. Amin. Cred că atunci când nu mă încred în Domnul, parcă obstrucționez pe Domnul, îl împiedic pe Domnul să-și manifeste puterea, purtarea de grijă și lucrarea. De aceea, soluția este
încredințare, încredere totală și Domnul este acela care va lucra. Amin, așa este. Dragii noștri, vă mulțumim foarte mult că ați fost împreună cu noi și în această seară, la această ediție 193 a emisiunii Unde ești, Domnule? Cu ajutorul Domnului vă dăm întâlnire miercurea viitoare la o nouă ediție cu o nouă temă, cu un nou subiect pe care vrem să vi-l propunem și avem deplină încredințare că veți fi alături de noi și ne veți urmări, așa cum ați făcut-o iată mai bine de 4 ani de zile de când am început să realizăm din studioul Philadelphia aceste emisiuni. Mulțumesc fratelui pastor Ghiță Cornel că a fost împreună cu noi. Invitație. Salutăm Biserica Maranata, familia fratelui pastor, pe toți cei dragi. Și pe dumneavoastră, cei care ne-ați urmărit, vă lăsăm în brațul sigur și atotputernic al Domnului și dorim din toată inima ca Dumnezeul care nu lipsește niciodată în vreme de nevoi să fie cu dumneavoastră, acolo unde sunteți și cu noi, cei care suntem aici în Australia. Amin. Amin.